Bună! Eu mă numesc Marius și sunt fondatorul emisiunii Direcția Succes. Ce este Direcția Succes? Este o emisiune de divertisment, dar cu un scop educativ. Și fie că îți place să mănânci bine, sau fie că îți place să faci sport, sau fie că îți place să conduci în oraș, noi, în cadrul emisiunii Direcția Succes, am avut oameni care fac aceste lucruri și oameni care vă pot aduce în fața micilor ecrane experiența lor de lucru, experiența lor profesională, în care noi sperăm că vă pot fi mentori în ceea ce faceți, oameni care vă ghidează spre o direcție, spre direcția succesului. De-a lungul producerii acestei emisiuni, noi am avut parteneri precum ar fi Pascal Production, Artcore și mulți alții, care ne-au ajutat și ne-au dat un imbold spre a crea ceea ce iubim noi și ceea la care ținem cu adevărat. Dar cine sunt cei din spatele acestei emisiuni, din spatele Direcției Succes? E bine, astăzi, la un an de la primul videoclip apărut pe acest canal, vrem să vi prezentăm pe cei care intervievează persoanele de succes care apar în interviurile noastre. Întrebare interesantă. Eu... De fapt, o mare influență a avut festivalul Moldox, care se desfășoară anual în municipiul Cahul. Eu de la vreo 12 ani am început să lucrez cu programe de montaj, de editare, de chestii de genul. Mi-a plăcut și în pandemie am decis că spiritul meu artistic are nevoie de o activitate pentru a varia lucrurile, pentru că atunci nu prea aveam nimic de făcut și am decis să creez o emisiune așa interesantă. Cred că premieră pentru mine a fost emisiunea de care mă ocup până astăzi, Direcția Succes. Deja după emisiune, cu timpul și cu experiența, am început să acumulez tot felul de filmări, de experiențe interesante și în alte proiecte. Dar emisiunea e de bază, așa. Eu vreau un denumir simplu, dar care se memorizeze ușor și care se reprezinte foarte bine întregul sens a emisiunii. Respectiv, m-am gândit la ceva care să prindă bine în materie de așa, click, am făcut aici și se duce deja spre conceptul de emisiunea. Emisiunea așa e pe care o faci. Mai ales așa. O direcție, adică cumva încercarea de a arăta lumii că se poate acasă, de acumulat și de ajuns la succes. Cam așa, cam asta e ideea. Din firea mea, eu nu pot sta pe loc. Eu dacă nu creez ceva, eu dacă nu fac anumite acțiuni așa, care nu neapărat pentru bani sau pentru popularitate, dar pentru spiritul meu, știi? Eu zic că eu am făcut asta și gata, eu sunt mândru de mine. Și atunci când eu fac, când creez mai ales, creația e peste toate. Este vorba asta de ce actorii joacă, chiar dacă iau salariu mic, mă rog, în Moldova și puțin, pentru frumusețea actului, pentru creație, pentru spiritul meu și împlinirea mea emoțională. Eu, pe lângă emisiuni, mai scriu așa din când în când câte poezii și de care sunt destul de mândru. Am câteva, 10. Mai fac și... Sunt și dansator, care tot este o artă și eu creație, cumva. Și nu în ultimul rând, și cred că cea mai importantă emisiune.
Eu pot să par arogant uneori. Eu iubesc foarte mult interacțiunea umană și socializarea și comunicarea și echipele și team building-urile și tot felul de lucru în echipă, prieteni și așa mai departe. Dar urăsc atunci când nu... când un lucru nu depinde de mine, un lucru pe care trebuie să-l fac nu depinde de mine. Eu așa trebuie să am tot controlul asupra la situație, asupra la acțiune. La moment mă pregătesc de admiterea de universitate. Am dat bacul, slavă Domnului, și sunt încrezut și sunt plin de speranță că voi reuși să fiu admis la universitatea pe care vreau. Pe lângă asta ne pregătim și de Moldocs, 8-12 septembrie, și ne pregătim și de Nufărul Alb din municipiul Cahul, festivalul, și mai sunt multe emisiune și așa mai departe. Wow! Nu mă așteptam la întrebarea asta. Eu cred că cine a vrut să învețe a învățat. Fie în pandemie, fie în viața pre-pandemică. Eu sunt așa, îmi place să cred că noi toți avem aceleași capacități. Fie ele intelectuale, fizice și așa mai departe. Și noi când vrem să ne aplicăm, se primește. Dacă când căutăm scurtături și... Dar poate ați și anulat bacul anul ăsta. Nu cred că se primește. Eu tot speram, dar până la urmă. Dar eu, de exemplu, sunt mulțumit de notele mele care am luat la bacalaureat. Foarte mult m-a ajutat diploma de Cambridge. Asta e... Se putea și mai bine, desigur, întotdeauna este un lucru mai bine, dar considerând faptul că cumva anul ăsta a fost foarte incert, eu cred că rezultatele au fost ok. Eu vreau să termin universitatea cu bine, cu brio. Vreau să fac, evident, și un masterat în domeniu, fie că e pe film documentar, fie că e pe imagine. Mă gândesc de pe acum la o idee de afacere, de antreprenoriat în domeniul ăsta, însă nu... Încă, evident că nu am resursele, dar am ideile cel puțin. Degrabă voi avea și oamenii, făcându-mi așa un network la universitate. Poate să-mi temez o familie, e mult spus. Să fiu sigur că voi avea cu cine să îmbătrânesc. Și cam așa, să... Cred că să am și eu casa mea în următorii 5 ani, poate. Vedem. Eu am început proiect cu gândul, nu știu, la și cu gândul că eu să continui să fac asta până la X ani. Acum X ani deja s-a transformat într-un an, ia că avem un an de direcția succes. Și odată cu admiterea la universitate, nu cred că voi avea destul timp să dedic și direcției succes, însă vreau să, oricum, să poate remodulăm, reprofilăm chestia asta în ceva care să țină, oricum, de producții video, media, dar nu, poate nu în formatul ăsta, poate în forma unor podcasturi, poate în forma unui, nu știu, emisiune online, poate asta orice întorsătură posibilă. Sau scurtmetraje, sau un serial, sau un film, sau știu eu, sau documentare, mă rog. Dar oricum să continuăm pe chestia asta și oricum să aibă o tentă educativ, divertisment educativ, așa putem să-l numim. Să lucrez cu Tarantino. sau Tarantino să lucrez pentru mine. Asta ar fi. Dar... La ce? La un film. La un film? Da. Dar unde vrei să ajungi film? Sau ce film? Atunci când extraterestrii să vină pe pământ, oamenii să le spună: voi înainte să veniți pe pământ, trebuie să priviți filmul ăsta. Asta ar fi interesant.
Asta așa un trailer despre lumea înconjurătoare, despre ce prezintă Pământul, știi? De ce nu? Nu văd absolut niciun motiv, de ce nu aș? Am vârsta, am resursele, am oamenii, am ideile, am inițiativa. Why not? A? Și pas că eu așa cred în karma. Și karma pe care ți-o acumulez ajutând, făcând voluntariat, făcând tot felul de acțiuni sociale, inițiative, lucruri în echipă, ajutor și așa mai departe, ele se adună și cumva să ajungi undeva într-un moment în care n-ai să mai știi ce să faci, experiența ta de voluntariat și de ajutor și de interacțiune să vină la tine și să-ți spun eu soluția. Cred eu așa, sper. Eu am așa o satisfacție atunci când termin un interviu de montat și fac trailerul și îl pun așa să apăs pe click să randeze, știi, să encoding și el acolo și ia undeva o oră de timp ca să montez tot video împreună și eu stau și mă uit la liniuța și ea cum se încarcă și da. Să nu stai acasă. În condițiile pandemice. Să poarte mască, să dezinfecteze mâinile, dar să nu pierde timpul aiurea. Să iasă din zona de confort, să facă absolut tot ceea ce ei doresc într-adevăr. Eu am auzit mai de mult puțin așa o frază de la o tânără de vârsta mea, aproximativ. Dar de ce trebuie ție voluntariatul? Și eu așa, dar nu știam cum să răspund și eram oarecum, pentru că aveam atâtea răspunsuri în cap, că nu știam care primul să-l dau. N-ai cum să înțelegi. Dacă așa, eu zic că inițiativa trebuie să vină de aici. Și dacă este, dai foc. Croazon, da? Da, croazon. Părinții ăsta, inevitabil și invariabil. Pentru viață și educație cum se cade, ar spune eu. Învățătoare din clasele primare, doamna Svetlana. Prietenilor mei și tuturor celor care cred în mine și mă susțin în fiecare zi. Eu cred în tine. Și ție îți mulțumesc. Gândul meu de acum e să mănânc ceva, că mi-e foame, dar în afară de asta vreau să schimb măcar cu 0,00001% lumea. Sunt Mocanu Ion și sunt moderator în cadrul Direcția Succes. Câți bani câștig? E, mulți. Aproape două salarii medii în cadrul în Republica Moldova. Un pic peste. Eu sunt momentan încă într-o căutare a valorilor mele, dar cel puțin pe cele care le-am descoperit, asta e atitudine. Doi, respect. Trei, integritate. Câți ani? 26. Până la urmă vreau să spun că îmi plac provocările. Atunci când vizualizând prima emisiune, prima a doua emisiune pe care însuși Marius, fondatorul general, le făcea, am fost tare inspirat pentru că în capul meu cumva circula o astfel de idee și am zis că vreau să mă alătur. Eram cumva tare aproape de ceea ce făceai tu și pentru mine a fost până la urmă o plăcere, n-aș spune că provocări sau provocare îmbinată cu o plăcere. Ok, să zic, am fost provocat în proporție de 70%.
Nu, a fost mai interesant până să definim care este conexiunea, care, cum o vedem noi, junctura, să o facem împreună și locațiile deja, oamenii, aparatura și momente de genul dat au fost cumva mai greu, dar ulterior n-am simțit provocări majore. Cred că a fost o amintire foarte puternică când am făcut interviu cu Vlad Ianusevici. A fost unul, nu știu, așa tare puternic, emoțional, spun. Ulterior, după filmare, încă mai rămas încă o oră jumătate și am mai discutat cu el despre teme și despre drumul care continuă. Mi-a lăsat multă inspirație și motivație totodată să continuăm, adică să găsesc timp și spațiu să continuăm acest proiect în continuare. Legate de direcția succes. Da, legate de direcția succes sau în general de docu-media organizației, vreau ca să avem mai multe proiecte de acest gen, care cumva sunt cerute inclusiv și pe piață, și să ajungem la un alt succes al nostru personal, spunem, poate 10.000 de urmăritori și inclusiv poate persoane care să ne recomande pentru activitatea noastră și să avem cumva contracte de dezvoltare o astfel de emisiuni sau de idei pe care noi încercăm să le generăm aici. Pe plan personal, este și ideea de am luat și o casă, a creat o familie, a călătorie, poate un pic mai mult și pe plan profesional ar fi varianta de să-mi cresc propriul business și să pot face cât mai multe training-uri. Pe tine într-un singur cuvânt? Non-conformist. Prima dată când am făcut cunoștință cu ISEC, mi-a distrus, zdrobit, spun așa, timiditatea mea. Și aceasta a fost, cred că, marele pas de a ajunge ceea ce sunt acum, să fiu mai curajos, mai curios și mai vorbăreț, chiar și în camera, în fața camerei de luat vedere și cu colegii mei. Top Toastmasters m-a ajutat să-mi găsesc vocabularul care este reprezentativ pentru nișele sau programele pe care le dezvolt și să pot avea o comunicare eficientă și înțeleasă, abordată și prin mișcări, nu numai prin cuvinte și sunete. Care este superputerea mea? Sunt convins că pot conecta oameni și cred foarte mult în puterea echipei. Cred că doar în echipă putem schimba sau pot schimba eu prin echipa sau echipele pe care le formez, schimbăm lumea. Am fost plecat. Acum nu plec pentru că n-aș spune că mă simt în zona de confort, dar mă simt foarte provocat pe partea de dezvoltare personală aici în Chișinău, în Moldova și inclusiv văd un super potențial în a atinge obiectivele și misiunea și viziunea și în general planurile mele profesionale și personale. Pentru mine un proiect de succes este atunci când, nu știu, dacă e făcut dintr-o persoană, eu aș mă reflectez cumva mai mult la echipă, dacă echipa este inspirată și știe unde vrea să ajungă. Dacă este inspirație, dragoste, eu cred că toate scuzele sau impedimentele care pot să apară în cadrul acestui proiect, adică ele pot fi ocolite, rezolvate, creativ, frumos sau găsiți persoanele care să ducă până la urmă, la bun sfârșit acest proiect. Da, în primul rând, după cum am spus, după inspirație sau motivație, cel puțin la mine este o diferență între inspirație și motivație, dar merg pe inspirație,
dragostea sau, spun așa, entuziasmul de a învăța și a treilea rând este capacitățile pe care le are. Oamenii care mă înconjoară, prieteni, familie, prietena, iubita mea, și însuși visul pe care vreau să-l realizez. Antrenor de fotbal, pentru că, spun așa, eu de mic, prima dată când am făcut cunoștință cu fotbalul, aceasta a fost scăparea, libertatea, adică chiar așa pot spune, da, libertatea mea. Și atunci când joc fotbal, mă simt liber și cumva această libertate, poate cumva vreau să o transfer și către acești copii, să se simte liber, să fie curajoși, să-și formeze propria identitate. Pe lângă momentul că consider că atitudinea cu care ești în joc, așa ești în viață. Asta am analizat-o inclusiv personal. Eu sunt foarte activ și curajos. Adică este momentul ăsta de a da totul până la urmă. Și eu asta fac în fiecare meci. Nu-mi place să pierd, dar pierd. Și învăț lecțiile din pierdere, dar dau totul pe teren.